E un text extrem de potrivit pentru trupa de la Teatrul Bulandra, pentru mari actori ai Teatrului Bulandra și tocmai asta a fost ideea ca aceste roluri, ca să fie la nivelul lui Fyodor Mihailović, ca să zic așa, trebuie să fie mari actori. Există o metafizică foarte puternică în scrierile lui Dostoevski și această piesă, această dramatizare, acest roman pare la început un lucru așa de nimic, o istorioară cu un colonel care trece prin niște frământări într-un sătuleț, Stepancico. Ori de fapt este o imagine a vieții prin care noi trecem. Și atunci mie și scenografii Maria Miu ne-a venit ideea în această casă de a avea culoarul de trecere care să devină mai important decât orice altceva și să simțim stânga-dreapta, camerele în care locuiesc toate aceste personaje, tot fel de personaje aciuiate pe acolo și practic așa cum și noi în viață trecem prin acest culoar care e viața noastră, culoar care în spectacol e străjuit de o icoană enormă, tot așa și acest spațiu este un spațiu al trecerii, de fapt. Dimensiunea religioasă a textului e foarte importantă, pentru că Foma Fomici, care este un diavol, se crede Dumnezeu, crede că poate să răstoarne și uneori și reușește să își creeze o ierarhie a existenței lui acolo și până la urmă se dovedește că acest fals happy end, de fapt, este îngrozitor pentru că el rămâne în această casă, numai că nu se poate juca cu viețile oamenilor așa cum crede el. Altcineva este cel care ne ordonează viețile. Și cred că ăsta este și sensul ascuns al romanului lui Dostoevski.